Aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că prin har ne dă posibilitatea acestor momente de închinare. Cu alte cuvinte, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru închinarea noastră împreună. Mai puțin am venit aici să auzim cuvinte frumoase și o prezentare bună, cât am venit aici să auzim ceva din cuvântul lui Dumnezeu care ne face capabil să ne închinăm viața lui Dumnezeu încă o dată. Deci, pentru aceasta am continuat mai departe cu analiza vieții lui David, pentru că analiza vieții lui David ne prinde pe noi ca persoane și ne așează sub prezența lui Dumnezeu și ne învață cum procedează Dumnezeu cu fiecare dintre noi în momentele noastre dificile. În întâlnirea noastră anterioară am vorbit despre lațul păcatului. Astăzi vom vorbi despre lanțul păcatului. Lațul este momentul în care omul crede că a păcătui e un privilegiu. E un privilegiu să păcătuiești. Iertați-mă. Lumea de astăzi premiază pe oameni cu posibilitatea păcatului și spune, uite, dacă reușești să faci lucrul cu tare, uite, dăm o petrecere. Și în petrecerea respectivă se ambalează destul de frumos ideea de păcat. Omul, la nivelul petrecerii, face cam ce vrea. Și ce vrea un om să facă? Foarte ciudat lucrul ăsta. Descoperim că nu vrem să facem neprihănirea. Nu vrem să mai ascultăm încă o dată de principiile de care am ascultat întotdeauna. Ci în momentul acela al petrecerii, vrem să ajungem în situația în care să putem să scăpăm de ceea ce a fost normal până acum, de regulile noastre de comportament. Și măcar pentru 5 minute, măcar pentru o oră, măcar pentru câteva ore, pentru o noapte, în cadrul petrecerii să nu ne mai țină cont nimeni de nimic. În felul acesta, păcatul devine un premiu. Păcatul devine un premiu. În cadrul petrecerii, fiecare om se împacă cu sine însuși. În cadrul petrecerii, indiferent ce poziție a luat, indiferent cum s-a comportat, indiferent ceea ce a făcut, în final spune, ei, m-am distrat bine. Și el se împacă cu sine însuși, în așa fel încât, în toate ipostazele, el spune, ăsta sunt eu. Din intervențiile și din discuțiile mele cu generația mea, cu colegii mei, cu prietenii mei, de fiecare dată, atunci când i-am întrebat, îți pare rău de ceva ce ai făcut tu în petrecerea trecută? De fiecare dată el a spus nu. Pentru că în momentul petrecerii se suspendă orice dorință de autocontrol, orice dorință de judecată. Și în momentul petrecerii am fost cum sunt eu. Din cauza asta, foarte mulți, în cadrul petrecerilor, își suspendă rațiunea prin alcool, prin droguri, prin orice. Și timp de cât ține petrecerea, el nu mai este sub controlul unui eu mai mare ca sine. Pentru că în psihologie se spune că supra-eul, acela care te-ar putea controla, te stânjenește. Și atunci este dat la o parte. Repet, lațul este ideea sau concepția că este un privilegiu să păcătuiești. Încercând să recapitulăm, David a păcătuit păcatul major al vieții sale în momentul când a zis, eu am voie să păcătuiesc. Din ce cauză? Rege. Sunt rege.
E complexul regal. În același timp, David a continuat și a spus, dar tu n-ai voie. De ce? Pentru că a venit la el profetul Natan și a spus pilda aceea cu un om avea o mielușică și celălalt avea o sumedenie de oi. Și uite ce nedreptate s-a făcut în poporul tău în momentul în care cel bogat a luat și mielușica de la cel sărac. Și David a spus, în poporul meu nu e voie să se întâmple lucrul ăsta. Dar la tine. Ăsta e lațul. Eu am voie, tu n-ai voie. De ce suntem de foarte multe ori așa de îngăduitori cu noi înșine, spunând, eu am voie? Și de ce suntem atât de aspri cu cei din jurul nostru, spunând, ei n-au voie? De ce scoatem paiul din ochiul fratelui meu, în timp ce în ochii mei sunt grămezi de lemne, bârne? Ăsta este lațul. A considera păcatul mai acceptabil în viața mea. Dar atunci când te uiți la altul, îl vezi în toată mizeria lui. Apropo, ce-ar fi dacă te-ai putea privi cu alți ochi? Ce-ar fi? David a fost prins în lațul acesta și a considerat păcatul ca fiind un premiu care se poate acorda regilor. Și l-a zis, eu am voie. După ce apare lațul, după aceea, în etapa a doua, funcționează lanțul. Pentru că după ce ai fost prins în laț, după aceea ești înfășurat în lanț. Ca elemente de lanț funcționează frica, rușinea, vinovăția. Sunt elemente care îl fac pe un om să nu știe încotro să o ia. Frica, vinovăția, rușinea te ajută să ieși sau te îngroapă? Ele au fost lăsate de Dumnezeu ca să te ajute să ieși. De ce te îngroapă? Uitați-vă puțin la David. Un an de zile s-a luptat cu această problemă stând și purtând în suflet un foc teribil de greu. Psalmul 32 este povestea lui David, de la versetul 4. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Vreau să vă întreb, de ce îi se topeau oasele lui David? Din ce cauză? Poftiți? Din cauza vinovăției sale și din cauza luptei sale cu Dumnezeu. Dar de ce nu venea cu păcatul său la Dumnezeu? Din ce cauză? Poftiți? Era rușine. De cine era rușine? De oameni. Din cauza oamenilor nu putea să vină cu păcatul lui la Dumnezeu. Foarte interesant. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Era într-un război deschis cu Dumnezeu. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta averii. Până când? Până când? Versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu, nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Vă rog să observați însă, mărturisirea lui David a coincis cu venirea sa înaintea, sau nu cu venirea sa, cu venirea lui Natan înaintea sa și cu momentul acela când a fost silit la mărturisirea păcatului său, atât față de Dumnezeu, cât și față de cei implicați în problema lui.
frică de Dumnezeu, rușine de oameni, frică de Dumnezeu, frică de oameni, cum le scoți la capăt? Vinovăție în fața lui Dumnezeu, vinovăție în fața oamenilor. Cine are ponderea mai grea în acest cântar, în această evaluare? De cine să-ți fie mai mare frică? De Dumnezeu sau de oameni? De Dumnezeu sau de oameni? Zicem noi că de Dumnezeu, dar de fapt nouă de cine ne e frică? De oameni. De cine ascundem noi lucrurile? De oameni. De ce? Pentru că Dumnezeu și așa le știe. Venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea și spunem, Doamne, scapă-mă! Dar greu venim înaintea oamenilor cu admiterea faptului că am greșit, spunând, scăpați-mă! Din ce cauză? Din ce cauză? Ai văzut vreodată un om care a păcătuit și cu ochii în lacrimi cerându-ți iertare și te-ai văzut vreodată în postura să nu-l ierți? Te-ai văzut vreodată în postura să spui nu? Că Dumnezeu nu spune că va spune nu vreodată cuiva. Frații, în dimineața asta despre asta vom vorbi. Despre dilema, pedeapsă sau iertare. În viața mea și în viața ta, nu vorbim generalități. Ce ne este mai ușor, să pedepsim pe un om sau să-l iertăm? La modul foarte cinstit, ce ne este mai ușor, să-l pedepsim sau să-l iertăm? Vreau să vă întreb, ce e mai mare din experiența dumneavoastră și din Sfânta Scriptură, ce e mai mare, ce e mai puternic, păcatul sau pocăința? Păcatul sau pocăința? Prea multă tăcere. Păcatul sau pocăința? Pentru că mi se răspunde că păcatul e mai mare ca pocăința, vreau să vă spun următorul lucru. Păcatul este acela care se învață până la urmă, ca orice proces de învățare, chiar dacă s-a întâmplat accidental în viața ta, el lasă în mintea ta urme, se numesc căi bătătorite. Procesul de învățare este format prin căi bătătorite, păcatul formează și el căi bătătorite, ce-i pocăința? Cineva spune puterea lui Dumnezeu. Dar vă rog să observați, pocăința este actul conștient, rațional, în care se poziționează un om față de păcatul său. Și ce se întâmplă? Încă o dată, păcatul este o cale bătătorită, formată la nivelul minții, la nivelul firii mele. Pavel spune, mădularele, la nivelul mădularelor mele. Dar tot la nivelul căii bătătorite și la nivelul mădularelor mele, pocăința ce este? Poftiți? E părerea de rău, dar ce se întâmplă la nivelul minții? Ajutați-mă! Încă o dată, păcatul este o cale bătătorită. Pocăința ce face? Frații mei, pocăința este blocajul căii bătătorite. Regretul, plânsul, angajamentul pune acolo pe calea aceea bătătorită, care altfel ar fi un drum de dus întors continuu, pune acolo o barieră, un blocaj, în așa fel încât nu se mai poate ajunge acolo. Pocăința e mai mare decât păcatul. Pocăința e mai mare decât păcatul. De aceea, ori de câte ori un om face apel la pocăință, ori de câte ori un om se pocăiește în dreptul său și în dreptul faptelor sale, în momentul acela, omul acela pune ceva mai mare decât păcatul.
Și pocăința devine mai importantă decât ceea ce s-a întâmplat. Punctul 3. Cum stăm cu păcatele? Care sunt păcate mari, care sunt păcate mici? Pavel a fost vinovat de păcate mari? Da sau nu? Da, da sau nu? Da. E vorba de călcarea poruncii a șaptea, e vorba de călcarea poruncii a șasea. Desfrâu, la prea curvie și ucidere. Poate fi mai mare de așa? Ce am zis eu? Iertați-mă. David. Soția mea mi-a făcut semn, mi-a zis, vezi David, nu Pavel. Da. Deci, mă întorc. Poate fi ceva mai grav de atât? Nu cred, nu știu. Ne ferim de păcatele astea? Da. Nici să nu ne treacă prin minte. Sigur. Dar care sunt cele mici? Care sunt cele mici? Dați-mi exemplu de păcate mici. Vorbe nefolositoare. Cineva mi-a zis minciuna. Vorbe nefolositoare. Ăștia sunt mici, da? De ce sunt mici? Pentru că putem renunța la ele foarte ușor. Așa e? De-aia nu renunțăm. Care sunt păcatele mici? Păcatele cu care noi ne umplem viața. Și știm că nu e bine. Și le păstrăm ca un fel de premiu pentru viața noastră. Când nu mai poți, când chiar nu mai poți, te apuci să bârfești pe cei din jur și simți că te răcorești, simți că începi să trăiești. Se spune că bârfa este soluția cea mai eficientă pentru a ține familiile împreună. Și asta la nivel de lume, nu la nivel de biserică, sigur. Adică ce se întâmplă? Soțul se ceartă cu soția și când cearta e întoi, virezi. Virezi discuția. Nu mai discuți despre subiectul care te-a făcut să te cerți, ci începi să discuți despre vecinul. Păi, ai auzit ce a făcut vecinul? Da, și toată tensiunea merge în direcția vecinului, îl facem pe vecinul praf, îl judecăm, iar noi am scăpat de problemele noastre. Am și uitat că ne-am certat. Vedeți o soluție? Că psihologia vede o soluție. Eu n-am păcătuit ca el. Sigur că nu. Dar ca cine ai păcătuit? Ca tine. Eu nu sunt la fel. Sigur că da. Dar cum ești? Ca mine. La ce ne ajută dacă comparăm păcatele sau ne comparăm unii cu alții? La ce ne ajută? Nu, nu ne ajută. Pentru că asta este problema care o discutam și în dreptul complexului regal. David spune, eu am voie, tu n-ai voie. Dar știi ce zice omul de rând, păcătosul, care îl vede pe rege, spune, el are voie, dar eu? Spune, ce zice mai departe? Eu de ce nu? Păi lasă să am și eu voie. Și ăsta este reflexul. Nu ne ajută niciodată dacă ne comparăm. Că pentru că întotdeauna voi zice, dar de ce el are voie și eu? Nu. Iertați-mă. Suntem încă la introducere, la problematica noastră, dar știți că este o vorbă în limba română? Nu știu dacă are loc aici, la învon, de asta mă voi da o treaptă mai jos. Este așa. De ce numai tu să fii prost și eu nu?
O traduceți? Adică de ce să păcătuiești numai tu și eu nu? De ce numai tu ai voie și eu nu? Dar știți de unde am luat, m-am justificat în momentul când v-am adus înaintea dumneavoastră această vorbă? Pentru că Psalmul 73 spune că m-am uitat cu jind la cei răi, cu jind, adică cu... Dați-mi un alt cuvânt pentru jind. Cu gelozie. Da. M-am uitat cu gelozie la cei răi și am vrut să fiu și eu ca ei. Pentru că nimic nu-i tulbură, le merge bine, au progres, au de toate. Cu alte cuvinte, păcatul e un soi de premiu. Iată ce bine este. Păi ce, numai ei să păcătuiască și eu nu? M-am uitat cu jind la cei răi, vreau să păcătuiesc și eu. Eu de ce să nu păcătuiesc? Și Psalmul 73 se încheie spunând, când gândeam așa, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Sunt cuvintele Psalmului. Și atunci, jindul ăsta după păcat se aplică foarte bine la, la vorba care am spus-o. De ce să fii numai tu prost și eu nu? Adică, până la urmă, parcă am vrea ca toată lumea să fie neînțeleaptă, nenorocită. Este un soi de provocare socială pe care o întâlnim toți și mai ales tinerii o întâlnesc astăzi. De ce el să păcătuiască și eu nu? Puțin un pas mai departe. Ce anume l-a scos pe David din starea în care era? Ce anume l-a scos pe David din groapă? Pentru că spuneam, eu văd momentul acesta al căderii lui David ca un U în experiența lui. Ca un U. Ca o groapă din care a trebuit să iasă. Ce anume l-a scos pe David din groapa respectivă? Pedeapsa? Pedeapsa l-a scos din groapă? Ce anume l-a scos din groapă? Pentru că am întâlnit oameni care spun așa, a fost pedepsit David după păcatul lui? Da sau nu? Da sau nu? Nu! Nu! Păi, lui David nu i-a fost ușor. Urie era un general de primă mână, un soldat de primă mână. Dacă ar fi aflat despre ce este vorba, ce s-ar fi întâmplat? S-ar fi răzbunat? Nu cumva aia era pedeapsa care ar fi trebuit să o primească? Cartea Patriarhi și Profeți spune că era posibil ca Urie să-și spele rușinea prin uciderea lui David. Nu ar fi trebuit David să fie pedepsit așa? Da. Și a fost pedepsit? Nu. Păi de ce n-a fost pedepsit? De ce n-a fost pedepsit? Și am auzit mai departe logica asta. Păi mi-ar conveni și mie să fiu pedepsit așa. Adică mi-ar conveni și mie să fac ca David și să fiu pedepsit ca el. Ce ușor e! Observați, din nou, păcatul e un soi de premiu. Nu observați că David a fost mai mult iertat decât pedepsit? N-a fost David mai mult iertat decât pedepsit? Au fost oameni care nu l-ar fi iertat pe David sub nicio formă. Și nu l-au iertat pe David.
Ahitofel era unchiul Batșebei. Șimei, rudă de asemenea cu Batșeba. Nu l-au iertat niciodată. Șimei i-a spus-o în față, om, ești om al sângelui. A avut dreptate? Ai vrea să fii Șimei și Absalom? Nu, Absalom, iertați-mă. Și Ahitofel? Că ei au făcut dreptate. Ei n-au făcut altceva decât au făcut dreptate. Ai vrea să fii Șimei și Ahitofel? Sunt ei într-o poziție mai bună când cer dreptatea și pedeapsa lui David decât iertarea lui? Ei spun, păi convine să fie iertat, că a fost iertat din cauza că era împărat. Așa-i? Tu de ce ești iertat? Pe tine de ce te iartă Dumnezeu? Nu procedează Dumnezeu la fel? Complexul lui Iona. Spuneți-mi mie, de ce se supără Iona pe Dumnezeu? Iona se supără pe Dumnezeu spunând, Doamne, Tu nu știi să pedepsești. Întreabă-mă pe mine, că spun eu cum să pedepsești. Ha? Tu ierți și păcătosul scapă. Parșivul de el. Păcătosul scapă. E drept? Nu e drept. Păcătosul e hoț. Scapă. El nu trebuie să scape sau nu păcătosul. Aici, vă rog frumos, răspundeți-mi. Trebuie păcătosul să scape sau nu? Trebuie sau nu? Doi Samuel 14:14. E o lecție pe care David o primește de la cine nu te aștepți. Știți cine îl învață? Pe Pavel? Pe David. Ioab. Auziți ce lecții de teologie îi dă Ioab lui David. Deci e 2 Samuel 14:14. Trebuie negreșit să murim. Vom fi ca niște ape vărsate pe pământ care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Și vorbește despre caracterul lui Dumnezeu. Au zis, Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Vorbește Ioab prin cuvintele unei femei înțelepte din Tecoa. Mă întorc la întrebarea noastră. Trebuie să scape păcătosul sau nu? Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Trebuie să scape păcătosul sau nu? Trebuie! Planul de mântuire a fost făcut pentru un om păcătos. Ca să scape. Nu, păcătosul nu trebuie să scape cu păcatul după el. Nu despre asta e vorba. Ci păcătosul trebuie să scape de păcat și să scape. Faptul că Dumnezeu nu pedepsește răul
Uneori este tot atât de greu de înțeles ca și atunci când Dumnezeu pedepsește răul. Sunt oameni care se potignesc în caracterul lui Dumnezeu când nu pedepsește și sunt și oameni care se potignesc în caracterul lui Dumnezeu atunci când pedepsește. Amândouă sunt taine ale harului lui Dumnezeu greu de înțeles de ființa umană. Și Dumnezeu se expune cu amândouă înaintea noastră pentru a înțelege câteva lucruri, pentru a înțelege valoarea păcatului, valoarea pocăinței și judecata lui Dumnezeu. Toate sunt acolo. Când Dumnezeu se pare că nu pedepsește, problema este că se pare că nu se implică personal. El lasă ca alte cauze secundare să intervină, știți? Adică dacă ai fumat, fumează până când o să te îmbolnăvești de plămâni. Și Dumnezeu lasă ca boala să intervină. Dar ce te faci dacă nu te îmbolnăvești de plămâni? E tot o greșeală. Că au fost oameni care au fumat până la 96 de ani și gata, nu s-a întâmplat nimic. Dar e tot o greșeală sau nu? Și dacă nu o pedepsește boala, atunci cine o pedepsește? O pedepsește cineva sau nu? Da. Se implică Dumnezeu personal în aceste situații, în așa fel încât să lupte împotriva răului și să facă o distinție între bine și rău din punct de vedere moral? Totdeauna. Sigur că da. Și noi nu înțelegem. Doamne, de ce nu pedepsești pe Ion? Că uite ce mi-a făcut. Și apoi, Doamne, dar de ce mă pedepsești pe mine? Că eu nu sunt Ion. Amândouă sunt greu de înțeles. Este drept ca păcătosul să scape. Sau nu? De fiecare dată când spunem este drept ca păcătosul să nu scape, dar de fiecare dată când spunem este drept ca păcătosul să nu scape, vă rog frumos, aduceți-vă aminte de câte ori ai spus tu: Doamne, scapă-mă. Și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Sau ajută-ne, Doamne, să iertăm așa cum am fost iertați. Cum este, cum arată harul drept? Ați auzit vreodată de harul drept? Cum arată harul drept? Îl găsiți vreodată în Biblie? Sau dreptatea cu har? O găsiți? Pentru că e prea multă liniște, deschideți, vă rog, în Exodul 34. Eu vă voi citi, dumneavoastră, să-mi spuneți despre ce e vorba. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri, de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Ce e asta? Ce am citit eu, ce este? Aici contextul spune că e slava lui Dumnezeu. Moise s-a dus și a zis: arată-mi slava ta. Asta e slava lui Dumnezeu. Așa se slăvește Dumnezeu. E harul drept. Începe cu îndurare, milostiv, plin de bunătate. Bunătatea care face mai mult decât viața. Și se termină cu: dar nu încurcă lucrurile.
nu le încurcă. Nu pedepsește pe cel nevinovat și iartă pe cel vinovat. Niciodată nu se întâmplă așa ceva la Dumnezeu. Și nici nu este acela care chiar nu-i pasă de cine e vinovat și cine nu e vinovat. Și cine e nevinovat. Chiar nu este nepăsare la Dumnezeu în legătură cu asta. Că dacă ar fi nepăsare la Dumnezeu în legătură cu asta, de multă vreme răul și binele s-ar fi încurcat. Și noi n-am mai ști astăzi nici ce e rău, nici ce e bine. Dar datorită faptului că Dumnezeu se implică în mod personal ca să țină aceste lucruri despărțite. Din cauza asta știm până în ziua de azi ce e rău și ce e bine. David, un om mai mult iertat decât pedepsit, așa e? Eu cum sunt? Ca să nu mai întreb tu. Eu cum sunt? Mai mult iertat decât pedepsit, așa e? Și dacă este iertat, ce e iertarea? Psalmul 130. Notați lucrul acesta. Subliniați-l pe Bibliile dumneavoastră. Versetul 4. La tine este iertarea, Doamne, ca să fii de temut. Ceva nu se leagă. Dacă m-ai iertat și dacă sunt iertat, fluier și sar într-un picior. Fluier și mă duc la semenul meu și îl strâng de gât ca să-mi dea 100 de lei care mi-era dator, așa e? Vreau să vă întreb un lucru. Dacă n-ar fi fost iertat acest rob și s-ar fi dus înainte să fie iertat, să-l strângă de gât și să-l arunce în închisoare, îl acuza cineva? L-ar fi acuzat cineva? Nu, că era dreptul lui. Ba mai mult, spunea, își iau 100 de lei că poate va reuși să plătească datoria de 10.000 de talanți. E dreptul lui. Dar după ce te-a iertat Dumnezeu așa, de ce nu ți-e? E de temut. E de temut. De ce nu ți-e teamă? Să te porți ca un om fără teamă. După ce te-a iertat Dumnezeu, probabil că trebuie să-ți fie teamă mai mult decât oricând înainte. După ce te-a mântuit Dumnezeu, probabil că păcatul ar trebui să-ți fie repugnabil mai mult decât oricând înainte. După ce te-a iertat Dumnezeu, probabil că ar trebui să pășești altfel pe glia pământului ăstuia. Cu rușine, cu atenție. Și pentru că n-am citit nimic din Scriptură până în momentul ăsta și doar am judecat după Scriptură, vă invit în zona cea mai dramatică a lui Pavel pentru următoarele, probabil, iertați-mă, a lui David. Pentru următoarele minute. Psalm 51. Știți că psalmul acesta a fost scris după ce Nathan a venit la David. Știți că a fost scris ca să-l citească cine? Poftiți? Cine trebuia să citească psalmul ăsta? Nu, l-a citit David. În fața cui? Nu, în fața poporului. Psalmul ăsta nu este pus în Sfânta Scriptură să-l citesc eu în anul 2023, fără ca David să-l fi citit el mai întâi în fața întregului popor. Vă dați seama ce fel de om era David?
Cât costă pe un om păcătos să scrie și să citească psalmul ăsta în fața poporului? Cât costă pe un om păcătos? Eu l-aș citi? Tu l-ai citi? În fața poporului? Înseamnă moartea omului vechi. Pentru un om păcătos, psalmul ăsta înseamnă moartea. Pentru un neprihănit, înseamnă glorie. Psalmul ăsta a însemnat moartea lui David în fața poporului său. Foarte interesant că noi nu-l credem astăzi pe David. Foarte interesant că spunem, e prea puțin, lasă să-l fi pedepsit eu să vezi cum l-aș fi pedepsit. Puteai să-l pedepsești mai mult? Puteai să-l pedepsești mai profund? Să avem tare mare grijă când vorbim aici. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Versetul 1. Bunătatea ta prețuiește mai mult decât... Nu. Îmi aduc aminte de un alt verset al lui David. Bunătatea ta prețuiește mai mult decât... Decât... Decât viața. Căutați, vă rog, afirmația aceasta în alt psalm al lui David. Mai mult decât viața. Și aici îi mulțumește pentru bunătatea lui. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile. Nu știu cum să vă spun. David n-avea în momentul acela, din câte înțeleg eu, n-avea o imagine foarte clară a modului în care Dumnezeu ține sau nu greșelile. Cu toate acestea, David înțelege că greșelile lui, dacă nu există un act a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu să vrea să le dea la o parte, atunci greșelile vor rămâne totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea, curățește-mă de păcatul meu. Și versetul 4, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Lupta lui David în legătură cu problemele lui este o luptă între el și Dumnezeu. Niciun om nu poate să aducă intensitatea luptei interioare la nivelul acestei lupte. Deci dacă am greșit în fața unui om, n-am probleme. Mă duc, îi dau înapoi împătrit, rezolv problema, stau de vorbă cu el. Dar cu Dumnezeu? Ce pot să-i dau eu lui Dumnezeu? Spuneți-mi, ce pot să-i dau eu lui Dumnezeu? Foarte mulți își imaginează că păcatele n-ajung la Dumnezeu. Foarte mulți își imaginează că păcatul nu îl lovește pe Dumnezeu. David spune, nu, numai pe tine te-am lovit. Pe ceilalți oameni aproape că nu contează. Pe tine te-am lovit în primul rând. Păi și dacă ai pornit să lupți cu Dumnezeu, ce șansă ai? Ce poți să faci să te mai împaci cu Dumnezeu? Din momentul acesta, perspectiva lui David este extrem de dramatică, este unică. Am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Și iată-l pe David că se așează sub judecata lui Dumnezeu. El nu cere să nu fie pedepsit, el nu cere să nu fie judecat, el zice, Doamne, și se așează sub judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu nu intervine în viața lui David pe calea de consecință doar. Dumnezeu intervine în viața lui David pe cale de judecător. Dacă ar fi intervenit doar pe cale de consecință, atunci ar fi fost doar moartea lui Absalom, moartea lui Amnon, moartea copilului și așa mai departe. Ar fi fost dezastru în jurul lui. Dar pentru că Dumnezeu a intervenit pe calea judecăților sale, din cauza aceasta, fără de legea lui a fost ștearsă, păcatul lui a fost ispășit și el a stat înaintea lui Dumnezeu pentru că a fost judecat. Și iertarea se face prin judecată.
Versetul 6, dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. E imposibil, dragii mei, lucrul acesta. Iar David se înfioară datorită acestei imposibilități. Versetul 7, curățește-mă cu isop, spală-mă, ceea ce poți face tu e unic. Cum poți tu să îi ceri lui Dumnezeu să te spele, să-ți ierte fără de legile? Ce greutate ai înaintea lui Dumnezeu? Ce atu ai? Ce autoritate ai? Cine sunt? Sunt un vierme, nu om. Cine sunt să-i ceri lui Dumnezeu lucrurile astea? Ați văzut oameni care după ce au păcătuit ani de zile nu-și scot păcatul acela din mintea lor? Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Spune textul acesta. Păcatul stă necurmat înaintea mea. Îmi cunosc bine fără de legile. Spiritul profetic spune, aveți grijă ce tablouri sunt pe pereții inimii voastre. Cu alte cuvinte, la ce vă uitați tot timpul. Și Spiritul profetic spune, dați jos tabloul cu păcatele voastre și puneți în locul lor ce tablou? Al Domnului Iisus Hristos. Și uitați-vă la El tot timpul, uitați-vă la El, uitați-vă la El, uitați-vă la El. Vom reveni la subiectul acesta probabil în viitor. Un prieten al meu în ultimele zile ale unei boli de cancer dă telefon și îmi spune ce fac când vin în minte lucruri de care mi-a părut rău. Le-am mărturisit ani de zile în urmă, dar ele vin în minte. De unde să știu că Dumnezeu m-a iertat? Și am spus, crede în Iisus Hristos. Și El îmi replichează. Dar dacă nu cred de ajuns? Păi crede, păi cât să cred? Iubește-L pe Iisus Hristos. Și dacă nu-L iubesc destul? Frății mei, când ești pe patul unei boli terminale, te ajung astfel de cercetări. Și dacă în momentul acela nu ești obișnuit să te uiți la Iisus Hristos și te uiți la tine, e nenorocire. Un an de zile păcatul a stat necurmat înaintea lui David zi și noapte și l-a terminat, l-a ars pe dinăuntru. Și vine momentul în care spune, Doamne, nu mai pot, ia-l, că nu mai pot să trăiesc. Și David vorbește așa cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu în virtutea faptului că el se consideră un om iubit de Dumnezeu și în virtutea dragostei între el și Domnul Iisus Hristos, el spune, ia păcatul meu, ia curățește-mă, Doamne, pentru că mă iubești. Auziți, curățește-mă pentru că mă iubești. Te rogi așa? Curățește-mă, Doamne, pentru că ții la mine. Curățește-mă pentru că sunt prețuit înaintea Ta. Curățește-mă pentru că ți-ai dat viața pentru mine atât de mult, mai iubit. Dar nu din vorbe, nu din buze. Faceți un proces de reactualizare acestor cuvinte pe care le spune. Aduceți-le în realitate. Versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Cum se numește asta? Se numește minune. Fraților, religia creștină, mântuirea mea și mântuirea ta, se bazează pe minunea pe care o face Dumnezeu în viața unui om. Vreau să te întreb, a făcut minunea asta sau nu? Că s-ar putea întâmpla să stăm înaintea lui Dumnezeu, să stăm pe bănci aici și să stăm cu o inimă, spuneți, cu o inimă netăiată împrejur, cu o inimă veche, să stăm pe scaunele astea fără probleme, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, dar să ne ajungem la acea zbatere, la acea luptă cu Dumnezeu, în care să strigăm cu toată puterea, zidește, Doamne, în mine o inimă de care n-am avut până acum, nici nu știu ce e aia. N-am avut-o până acum. Dă-mi un duh nou și... Ce înseamnă statornic? Să nu mai cad... Un gând din Cartea Hristos Lumina Lumii mi ajunge acum în memorie și când demonizatul de la Gadara a fost
eliberat de Duhul Său, nu și-a mai dat drumul de lângă Domnul Iisus Hristos. Și a trebuit ca Domnul Iisus Hristos să-l trimită, du-te la tine acasă. Și Hristos, Lumina Lumii, face un punct de analiză, de ce nu vrea să plece. Și spune acolo, de frică. Se simțea în siguranță lângă Hristos. Nu știa ce se va întâmpla în momentul în care va pleca de lângă Hristos, dacă se va întoarce înapoi. Dacă va cădea din nou în starea din tâi. Și aici textul spune, nu doar să-mi dai o inimă nouă, dar dă-mi și un duh statornic să mă păstreze Duhul Tău cel Sfânt, să nu mai cad. Și ajung, dragii mei, la punctul crucial al acestei rugăciuni. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Vedeți unde a ajuns David în lupta lui? David a ajuns la marginea existențială a mântuirii. David și-a pus problema, Doamne, nu mă lepezi? David și-a pus problema, Doamne, dacă Duhul tău cel Sfânt se îndepărtează de la mine, dacă voi rămâne mai departe un rege pe tronul lui, ca cine? Ca Saul, gol, părăsit, nenorocit, înnebunit de toate lucrurile astea. Dacă voi rămâne așa, și David spune, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. De fiecare dată când trecem prin zona păcatului, aceasta este o problematică foarte serioasă pe care trebuie să ne punem. De fiecare dată când ni se pare că păcatul e o zonă de premiu, ce numai tu poți să păcătuiești și eu nu, de fiecare dată când gândim așa, aduceți-vă aminte de ceea ce David spune, Doamne, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Cât de nenorocit, cât de greu e ca să nu mai ai Duhul tău, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu asupra ta, cât? Cât de teamă ți este? Nu mă lepăda de la fața ta. Cât de teamă ți este? E normal să-ți fie teamă sau nu e normal să-ți fie teamă? E normal să spunem, orice voi face, Dumnezeu nu mă va părăsi? E normal să spun, mântuit odată, mântuit pentru totdeauna? E normal să spun, dacă am primit botezul, situația este sigură? Dacă numele meu este în registrul bisericii, situația este sigură? E normal să spun așa? Dacă David a ajuns aici să se cerceteze în privința asta, probabil că ar fi un motiv pentru care viața noastră s-ar schimba dacă am gândit așa. Nu mai gândiți faptul doar, nu mai gândiți doar vis-a-vis de faptul că este scris în poruncă să nu faci așa. Gândiți-vă la faptul că e Duhul Sfânt acolo care s-ar putea să fie întristat. Este Duhul Sfânt care suferă. Ceea ce se întâmplă și ceea ce faci tu este numai împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Nu este altceva. Nu e călcarea unei litere moarte de care nimeni nu ține cont. Nu e călcarea unei porunci scrise undeva pe tablele de piatră de care toată lumea a uitat. Este vorba de un Dumnezeu care, față de care eu mă împotrivesc, zice, împotriva ta mă așez în conflict cu tine. Și David are curajul să se roage după asta, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință, voi învăța căile tale pe cei ce le calcă. David vede ieșirea, vede rezolvarea, vede că va putea să conducă la mântuire pe oamenii care acum stau și se potignesc din cauza lui. Cum de-a ajuns David să gândească așa? Am citit în Cartea Patriarhi și Profeți și Cartea Patriarhi și Profeți mi-atrage atenția asupra versetelor 16 și 17. Care sunt versete care țin de făgăduința lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, David
uitându-se la celelalte versete din Tora, din Scriptura care fusese scrisă până la el, reușește să spună: dacă ai fi voit, jertfe ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Ăsta a fost piatra de temelie care l-a făcut pe David să se ridice din nou. Doamne, jertfele plăcute sunt o inimă zdrobită și mâhnită. Ori de câte ori plângi, ori de câte ori lacrimile se varsă pe dinăuntru, ori de câte ori te lupți cu Dumnezeu, ori de câte ori aproape că te întreb dacă așa trebuie să fie lucrurile sau nu, ori de câte ori te zbuciumi, de fiecare dată ține minte că Dumnezeu se simte bine acolo, în inima care plânge. Că Dumnezeu e la o palmă de tine. Că Dumnezeu ți întinde mâna ca să te ridice. Nici o lacrimă nu va fi vărsată degeaba. Textul care spune: strânge lacrimile în burduful tău, este textul care vorbește despre apropierea de Dumnezeu, apropierea lui Dumnezeu de fiecare lacrimă pe care o vergi. Nu știu dacă vă place indiferența, cu alte cuvinte, acel moment în care ești împăcat cu tine însuți. Dar lui David îi place mai mult momentul ăsta în care zdrobit, sfâșiat, îl găsește pe Dumnezeu. Și acolo îi dă cerul o mână și îl ridică de unde este. Și îi pune picioarele pe stâncă. Îi pune în gură o cântare nouă, o laudă și o slavă pentru Dumnezeu. Și ăsta este momentul în care David iese la suprafață. Vreau să vă întreb în final: ce e mai tare, păcatul sau pocăința? Uitați-vă după oameni care se pocăiesc. Prețuiți oamenii care se pocăiesc. Iubiți oamenii care se pocăiesc. Fiți alături de oamenii care se pocăiesc. Și mai ales, haideți să ne pocăim împreună. Amin. Amin.